Bună ziua, numele meu este Farkas Călin și astăzi o să discutăm un subiect frumos. De ce nu obținem ceea ce ne dorim în viață? Pe tot parcursul videoului vă rog să fiți atenți. Nu la ce vorbesc, sunt doar niște cuvinte. Toată lumea folosește doar cuvinte, nu vă mai luați după cuvinte. Unii dintre cei mai buni posibil, care sunt foarte puțini, ăia adevărat îți indică cu cuvintele alea un loc acolo. Dar nu te lua după indicațiile ce ți le dă el, ia-te după locul ăla unde ți-l arată. Dar sunt foarte puțini. Și acum să intrăm pe subiect puternic. De ce nu obținem ceea ce ne dorim în viață? Mi-am scris aici pe foicică, pentru că uit. Mi-am scris niște puncte cheie care pot să le dezbat. Nu sunt o ordine, nu-s nici cum. O să înțelegeți pe parcurs. Primul punct. Te agheți, te agheți de dorință și nu ești atent la drum. Deci, să o explic. Îți pui o dorință, da? Dacă te agheți mult de dorința aia, tu nu mai ești atent la drum, la acțiunile care le faci. Trebuie să-ți pui dorința, după care să o lași deoparte pentru tot timpul. Și să fii atent la drum, la acțiunile care le faci până o împlinești. Deci să fii foarte atent la acțiunile care le faci în momentul respectiv, momentul prezent, fără să te mai gândești nici o secundă la dorință, dar tu să muncești, să acționezi într-una, fără să te mai gândești la dorință. Punctul 2. Dorințele astea, ca să ți se împlinească, nu depind doar de tine. Ține minte ce îți spun. De tine depinde călătoria, munca, acțiunea până acolo. Iar trebuie să fie o liniște, o plăcere. Deci ține minte, a împlini o dorință nu depinde de tine. Al treilea punct. Te ferești de lucrurile care crezi că-s negative. Negativul și pozitivul există doar în gândurile tale. Adică, gândindu-te să nu ți se întâmple un lucru, tu prin atenție îți pierzi energia în gândul ăla. Dar tu îi dai conotație la gândul ăla dacă e negativ sau pozitiv. Ferindu-te de lucrurile care sunt negative, tu nu mai ești atent la călătoria ta.
ești atent să te ferești de lucrurile negative. Tu nu mai ești atent la acțiunile tale. Patru. Dai conotație greșită emoțiilor. Emoțiile nu sunt nici negative, nici pozitive. Poți să spui că sunt neutre. Tu cu gândirea ta le dai conotație că sunt negative sau pozitive. Emoția este doar o energie care se manifestă în tine. Cu gândirea ta îi dai pozitiv sau negativ. Cinci. Nefiind în prezent, nu poți munci eficace. Din ce cauză? Toată energia stă la nivel de gând, pierzi 80-90% din energie gândind, energia nu mai coboră în corp, să ai putere în tine să acționezi. Una la mână, doi la mână, nu știi să te relaxezi. Trebuie să te și relaxezi. Punctul 6. Există o putere care e în spatele gândirii. Tu din puterea aia pornești în gândire. Tu ar trebui din puterea aia să pornești în acțiune. Să nu mai consumi. Dacă ai nevoie să gândești foarte bine, stai 5 ceasuri și gândește-te, dar după oprește-te și acționează. Dar până nu oprești gândurile, nu ai cum să simți puterea aia. 7. Poți observa gândurile doar când trăiești momentul prezent. Doar atunci le poți observa. Nici de cum înainte. Nici de cum. Un om normal are între 10 și 20 de mii de gânduri pe oră. Pe oră. Cam 10 mii de gânduri pe oră, da? Păi tu nu observi nici 2-3 gânduri. Păi n-ai cum, până nu devii prezent, n-ai cum să-ți observi gândurile, e imposibil așa ceva. Trebuie să fii prezent ca să-ți poți observa gândurile, altfel n-ai cum, e imposibil. Observi tu 100.000 de gânduri pe zi, în 10 ore, observi tu, ia zâmb gândurile, 100.000. Citește, documentează-te să vezi. Păi n-ai cum să le observi. Doar când începi să trăiești momentul prezent, atunci ușor, ușor. Cam asta ar fi. Mulțumesc frumos! O seară bună!